așa a mai aruncat un pumnal în inima celor doi bărbați care păreau disperați după ea. Bianca și-a arătat colții și a dat tun după tun în ultimele două zile. Mai întâi plină de energie după ce a făcut maratonul cluburilor, Bianca a plecat la brațul unui tinerel misterios. Duminică, Roșcata a dat fuga la Sibiu, acolo unde a stat în același hotel în care și-a petrecut și Revelionul împreună cu încă soțul ei. A fost foarte frumos să revin aici. Stai în aceeași cameră ca de Revelion? Nu stau în aceeași cameră, Dumnezeule! Îmbrăcată într-o rochie de mireasă, de culoarea șampaniei, culată pe corp, Bianca a atras toate privirile. Ba pentru silueta și mai subțire, ba pentru atitudinea extrem de schimbătoare față de zilele trecute când își punea cenușa în cap. Eu am făcut să sufere oamenii care m-au iubit cel mai tare. Sunt un om pozitiv și viața merge înainte. Ca o ironie, Bianca a prezentat ieri o colecție de rochii pentru mirese. Eu sunt o femeie independentă. Dacă unii s-au grăbit să spună că asta ar putea fi un apropo la o viitoare posibilă nuntă cu prințul, în tot acest timp, Adi Crista petrecea de zor în Israel lângă prieteni, dar și lângă o brunetă misterioasă. Bianca, ți-a trezit amintiri Sibiu? Și dacă despre ce amintiri i-a trezit frumosul oraș nu vrea să ne spună, haideți să vedem ce alegere a făcut Roșcata. Ce alegi între cei doi? Pe tine! Da, cum era și normal.